Bună seara tuturor! Bine ați venit din nou alături de mine. Să călătorim spre o nouă arcană și, de ce nu, spre o nouă versiune a relației noastre de iubire. Ca să fac o scurtă recapitulare, pentru cei care poate pentru prima dată intră în acest live sau pe această filmare, îi anunț pe oameni că eu prezint etapele unei relații sau a relațiilor de iubire mai exact prin prisma arcanelor din tarot folosind pachetul meu de tarot intitulat Mactub Tarot, cel pe care urmează să-l lansez în luna august în orașele București, Constanța, Brașov, Sibiu, Iași, Cluj, Oradea și Timișoara în 8 orașe Uh, intrarea este gratuită la lansare, acolo puteți să achiziționați și pachetul de cărți de tarot. Puteți să veniți să mă îmbrățișați, puteți să veniți să îmi spuneți o vorbă sau de ce nu, să ne întâlnim pentru prima dată față în față sau să revăd persoanele care mereu mi-au venit pe la cursuri, seminarii și uh, au crezut în mine și au găsit un răspuns. Dacă nu, poate ați găsit un răspuns prin atât de multe emisiuni pe care le-am făcut, poate v-am adus mai multă lumină și m-am am străduit să vă răspund la mai, mulți, la mai multe întrebări deodată la mai multe persoane care mi-au scris și care au căutat în ființa mea un ajutor sau o îndrumare. Așadar, mie mi-ar plăcea să fiți în sala de conferință, în lansare, unde eu voi prezenta acest pachet de tarot, unde voi discuta despre el, unde voi împărtăși anumite lucruri. Așadar, pentru rezervarea locului vă invit să vă face, să apelați la numărul de telefon de la secțiunea contact de pe soada.ro și aveți locul rezervat de pe acum, dacă vă doriți să ajungeți. Oricum nu mai sunt foarte multe locuri, cel puțin în, în orașele acestea, primele București, Constanța... Brașov, care începe imediat după data de 8 august. Aproape toate locurile sunt ocupate, în celelalte orașe încă mai sunt câteva disponibile, cât îmi permite sala, evident, cât să puteți să stați frumos, așezați și să fim cu toți împreună acolo. Așadar, după aceea, după ce se termină lansarea de turneul de lansare se va putea achiziționa acest pachet de tarot de pe soada.ro în varianta distribuire online, ca să zic așa, adică pe comandă, direct în orice colț al lumii va putea fi livrat. În magazin încă nu știu să vă zic unde va apărea, dar cu siguranță nu mai devreme de, de lansarea mea, pentru că îmi doresc în primul rând să îmi fac lansarea de, a cărților de tarot. Pe lângă asta vreau să vă mai arăt ceva, ceva ce am făcut eu pentru mine. În primul rând, Că am văzut că ieri după ce am prezentat acel live unde v-am mai arătat câte un pendul, altă dată v-am arătat un felul de lucruri sau recuzita mea pentru a interpreta arcanele, pentru a intra puțin în rol, vă mai arăt un lucru care tot pentru mine l-am făcut în prima instanță. Mie îmi plac foarte mult agendele, caietele. Toată viața mea eram pasionată să am caiete care... Așa cumva se miroase a o foaie nouă, a carton, frumos realizat, și într-o zi m-am hotărât să-mi fac eu propria, propriul meu jurnal. Nu e o agenda datată, e un jurnal. Iar acest jurnal l-am căutat să aibă tot felul de simboluri încastrate în el și l-am făcut în ediție limitată pentru că mi-am scos, în primul rând, pentru mine să am eu să scriu în, în acest tip de jurnal tot felul de lucruri care le strâng informații. Uitați că este și scris în el. Pentru cei care vor să-mi vadă scrisul aici, se vede invers. Așa scriu eu. Nu e cel mai frumos despre tarot, despre cartomanție, despre tot felul de lucruri care le mai găsesc. Așadar, înăuntru chiar este făcut, tot așa cum mi-am dorit eu, cu o foaie specială adusă din Germania. E foarte fină, așa cumva, și interesant făcută. Plus spatele și fața are o foiță aurie. Și am scos vânzare o ediție limitată, iar dacă sunt persoane pasionate și își doresc un astfel de jurnal, pot găsi tot pe site-ul meu, pe soada.ro, la secțiunea magazin, acolo puteți achiziționa acest jurnal. Nu o să-l mai fabric ulterior, adică, v-am spus, este făcut în ediție limitată, cu simbolul meu, cu numele meu. Știi că au mai fost persoane care au zis, da, soada, nu puteai să lași numele, să nu mai pui acolo. Eu l-am făcut în primul rând pentru mine, și când mi-am dorit să am eu mai multe și când mi-au văzut persoanele în sala de conferințe, când mai țineam, am zis că mai scot câte mai am, că pot să-mi scot și pentru mine, dacă vă doriți și voi un astfel de jurnal, are și o, un semn, să zic așa, unde ați rămas și are aceeași textură ca și cartea mea de tehnici de citire a chipului. Bun, asta ca și o altă informație pe care mi-am dorit să vi-o las în cazul în care uh, pot să vă răspund la mai mulți deodată, că n-apuc să vă scriu la toți și de aceea mai intervin cu tot felul de aspecte pe care eu le mai am sau le vedeți la mine și vă interesează să știți de ce, de unde, cum, ce sunt alea ce ai soada din spatele tău, ce carte ai acolo, da, aia ce acolo, dar aici de unde e asta, da, bufnița, unde ești, și știu că tu vedeți la mine în casă diverse aspecte și eu vi le spun, nu e nicio problemă, vă aduc în lumea mea și dacă ceva aveți vreo curiozitate, dacă cumva aveți vreo curiozitate, eu cu drag sunt aici, sunt prietena voastră, nu am nimic de păstrat pentru mine, tot tot vă dau toate informațiile care voi vi le doriți. Bun, haideți să mergem mai departe la următoarea arcană. Următoarea arcană este aceasta care se numește carul de Triumf. O să vă prezint întâi arcana mai de aproape. Aici avem un tânăr victorios, cu o, așa cumva, cu o stare de infatoare, de că nu de mândrie, vanitate, de, eu știu, forță pe care a dobândit-o venind așa cumva triumfător. Are, dacă vă uitați aici mai atent, pe umeri, două chipuri sau două măști, ca și cum ar mai avea încă două fețe pe care și le poate monta, care și le poate pune pe față, așa cum ați văzut în filmele astea SF, unde apare ideea de om îmbrăcat în robot, care prinde o putere sau se poate folosi de costumația sa, de supererou, să devină puternic, chiar în interiorul său tot o ființă umană este. Are o coroană pe cap, simbol regal sau faptul că a dobândit un statut specific. Mai jos avem și doi cai. Acești doi cai sunt de culoare diferită semn al instinctului de supraviețuire, al felului în care tu te miști prin existență. Unul dintre cei doi cai este albastru, simbol al spiritualizării. Iar celălalt este încă într-o culoare, să zic așa, pământeană, având încă nevoi și trageri către trecutul prin care tocmai, de care tocmai s-a debarasat. Care trecut și anume acesta. Când am discutat în episodul anterior legat de îndrăgostit, unde trebuia să iau o decizie, probabil că după ce îndrăgostitul a luat decizia, una din decizii putea să fie în felul acesta. N-a putut nici să rămână cu unul din cele două personaje și s-a hotărât să le așeze în versiunea aceasta, să se folosească de cele două personaje, să-l ducă mai departe sau să. Fie să zic așa, cele două personaje cele care îl vor ajuta să meargă pe drumul său. Dacă nu, poate chiar să se folosească în sens negativ, adică nu a putut să ia o hotărâre, să aleagă un singur om din viața sa și se folosește efectiv de ambele ființe, tocmai pentru a ajunge triumfător, învingător, să capete anumite puteri. Aici, legat de acest aspect, într-o relație putem uh, să considerăm în felul următor. Hai să o luăm așa cu începutul. Aici ai luat decizia să te desparți. Pa, la revedere, mi-a părut bine, nu ne-am înțeles, am aflat adevărul și aici am, am urcat în trăsură, am plecat mai departe de unul singur, de una singură triumfătoare pe drumul meu în viață. Aici este o formă, să zic așa, de conștientizare după ce ai trecut printr-o despărțire, după ce ai stat în Arcana 6, în Arcana îndrăgostitul, după ce eu știu ai, ai văzut că faci parte dintr-un trio amoros sau din contră persoana este nehotărâtă cu care tu ai ales să trăiești viața și nu știe ce își dorește de la viață. Această arcană vorbește despre uh, triumful, să l numesc așa, al celui sau acelei a celei care și-a dorit să pornească la drum, pe un alt drum. A luat o, să zic așa, pe un drum care nu știu unde va duce și în general această arcană poate să simbolizeze o formă de însingurare, dacă nu de singurătate sau chiar de solitudine, pentru că toate aceste concepte sunt diferite între ele. Aici, dacă vă uitați, deși știu că e în defavoarea voastră și a mea că se văd răsucite arcanele, dar arcana este pictată în așa manieră încât ambii cai se uită încă în trecut, adică privirea lor este încă în trecut. Cu alte cuvinte, persoana care a luat decizia are încă îndreptat gândul sau intenția sau, să zic așa, dorința de a se întoarce din când în când în trecut, în fostele relații, în vechile relații, în a-și reevalua decizia, să te gândește oare am făcut bine sau n-am făcut bine că l-am lăsat, poate mai trebuia să mai încerc ceva, să mai fac ceva. Adică nevoia de a de a te reîntoarce la ceea ce a fost mai de mult sau la ceea ce ai făcut, există și va exista în această arcană. Este perfect normal să te tot gândești, să zic așa, normal în sens de ca și succesiunea evenimentelor. Nu poți să ștergi dintr-o dată ceea ce s-a întâmplat, faptul că ai trăit o viață, o viață de la 1 până la 6, adică prin cele 6 arcane și gata să ștergi cu buretele. Rămâne couri în minte, în minte, de ce? Pentru că această arcană are legătură cu uh, elementul aer, aerul simbolizând uh, mentalitatea, intelectul, psihicul. Fiind și o arcană activă, cea anterioară ieri, numărul în îndrăgositul, este o arcană pasivă de, a, de apă ca și element, iar această arcană este una activă și a, aparține elementului aer, aer fiind gândurile, gândurile care îți fug încă, precum cai așa, se duc într-o direcție, și trupul, unul cel puțin dintre cele doi, două trupuri sau dintre cei doi cai, trage către viitor. Adică, dacă te uiți așa mai atent, acest cal reprezintă nevoia de a te duce către viitor, plus că este și albastru spiritualizat în sens de nou, de un alt nivel la care poți să ajungi dacă te hotărăști și nu te mai uiți în urmă. În alt ordine de idei, personajul de aici din mijloc este persoana, cea care a pornit pe un drum nou. În alt ordine de idei, poate să fie, poți să fii tu, unul dintre cei doi cai. Și pe tine, să zic așa, să te călărească cineva, în sens de hai să mergem mai departe, hai să continuăm relația, hai că tu poți să duci mai departe, am încredere în tine, tu ai puterea să duci toată această trăsură numită relație și poți să fii unul dintre cei doi cai, cel sau cea care duce către ceva nou, are puterea și forța sau cai putere să meargă mai departe, iar celălalt rămâne în trăsură. Poți să fie uh, el, să zic așa, un hotărât să meargă mai departe și tu tragi înapoi relația Uite ce mi-ai făcut, uite ce s-a întâmplat, n-ai putut să fii altfel, adică privește încă spre trecut. În foarte multe versiuni se poate interpreta această arcană din punct de vedere relației. Poate să fie, cum am spus, poate să fie o femeie care încă a rămas în două relații simultane cu soțul ei, să zic așa, sau și cu noul partener. Sau nu. Soțul ei poate să fie acesta care își dorește să continue această relație, dar ea încă a rămas atașată de amantul ei. Și simte cumva cum viața ei sau trăsura propria ei trăsură începe și trage în două direcții până la un moment dat se poate rupe, poate ceda. Și aici apare acest conflict, această bătălie în Arcana 7 și de aceea se și numește prima arcană a lecției, pentru că a intrat într-o nouă etapă, începând cu Arcana 6, de aici unde s-au deschis cerurile, ca o poartă. V-ați luat la revedere sau ați continuat drumul, aici încep lecțiile. Pentru că următoarele cărți care urmează să vi le prezint până la Arcana 11 Forța, aceste cărți reprezintă conceptul de învățătură. A intrat în, într-o etapă a vieții unde începi să înveți, să-ți faci lecțiile. Doar lecții, încă nu dai examene. Examenele dai după Arcana 11, acele arcane care probabil la prima vedere nu vă plac, dar au în ele o mare profunzime. Așadar aici începe relația voastră să capete un nou nivel. Dacă este o luăm altfel, v-ați odorât în arcana 6 să rămâneți împreună după acel mare conflict sau acea mare uh, confuzie în a face o alegere și aici ați pornit mai departe. Hai să vedem în varianta negativă să vă prezint această arcană ca să termin într-o notă pozitivă. E foarte frumoasă arcana aceasta ca și model de înțelepciune, mai ales din punct de vedere a relației. Mă întreba cineva dacă putem vedea foarte multe lucruri și din alte puncte de vedere, tot prin arcane. Sigur că da. Pot analiza sau se poate analiza, dacă vrei să folosești așa arcanele, o situație legată de business, de firmă, cum poate evolua. Poate fi analizată și viața ta. Ciclic, pe mai multe paliere. Poți să fii, de exemplu, într-o arcană, tu, ca om, ca și evoluție uh, psihică, doar într-o arcană de tip 20, care e judecata. Din punct de vedere sentimental, să fie evoluat, dar așa îți faci o evaluare periodică, ca și cum te duce, să zic așa, la medic, tu îți faci o evaluare dacă tu cunoști simbolistica și spui, ok, mental, cam unde mă aflu acum? La ce nivel am ajuns în arcana 20? Din punct de vedere emoțional, la ce? Arcană consider că eu mă aflu eu, nu relația noastră. Îți face o evaluare. Din punct de vedere fizic, eu așa ca și corp așa. Poate sunt în arcana șapte, am foarte multă putere, chiar dacă am 70 de ani, dar simt așa că corpul meu este suficient de puternic, pot să mă servez de el, mă duce mai departe iar din punct de vedere al focului sau energetic îți faci o evaluare al pasiunilor tale, al spiritului tău de prezență, cam la ce arcan ai putea să te afli, așa din punct de vedere energetic. Cu alte cuvinte poți să-ți faci o evaluare pe anul respectiv, eu o să văd în anul acesta cam pe unde am simțit că m-am învârtit per total în viața mea, în ce fel de evenimente am tot stat. Pot să spun, cred că am fost în Arcana Justiția, unde m-am tot judecat, unde tot am avut probleme cu plăți, cu facturi, cu tot felul de lucruri unde trebuia să împart, să despart. Și poți să să-ți dai seama că dacă ai depășit această arcană, următoarea este ermitul, adică nouă, poți să să-ți evaluezi viața din foarte multe unghiuri și asta îmi constă complexitatea. Eu m-am concentrat foarte mult să vă prezint să mă concentrez eu în primul rând să pot să evit să intru în așa multe scenarii și să mă concentrez doar să vă prezint relațiile de iubire pentru că tentativa așa mea este să mă duc în foarte multe direcții din dorința de a vă face să înțelegeți cât de interesantă poate fi văzută viața prin ele și cât de ciclic se întâmplă absolut totul pe mai multe niveluri. Așa cum e și relația. E magician, ai început rapid, ai trecut prin papestă, ai avut secrete, în împărăteasă ai vorbit, ai discutat, ai dat ordin, în împărat ai luat și tu o chirie sau te-ai mutat sau te întâlnești, ai declarat relația ta publică, în Arcana 5 v-ați, nu știu, luat familia, ați făcut o nuntă, în 6 ați făcut marea nuntă și petrecere sau v-ați despărțit aici și gata. Alt nivel de la magician, pot să văd o altă Tip de relație, tot așa ciclic, dar depinde de cuplul respectiv, cum și cât și în ce mod intră într-o arcană. Bun, să ne întoarcem acum la, uh, la carul de triumf. Hai să-l prezentăm această relație dacă ar fi să ne uităm la ea dintr-un unghi să-l numim negativ. Dacă îl trăiți, sunteți în acest arcană, chiar dacă o să o numiți că-i. O, ai, am ajuns deja până la arcana 7, chiar și la arcana 20 o să existe și versiuni negative și acolo chiar dacă pare că este o etapă mult mai uh, ridicată, un nivel mult mai evoluat. Știți cum e? Ca la sfinți. Cât de aproape ajungi de Dumnezeu, pe atât de mult te întâlnești cu dracii. Uh, sau ai tot felul de, să uh, zic așa momente de cumpănă și acele teste sau acele întâmplări cu cât urci mai sus în arcane, cu atât și intensitatea lucrurilor negative crește. Să nu considerați că dacă ați ajuns într-o arcană mult mai îndepărtată, gen steaua, unde e frumoasă, sunt stele și încercările sunt mai puține. Nu, cu cât, mai ales hai să ne concentrăm, cu cât un cuplu ajunge să treacă la o etapă mult mai evoluată, depășește arcanele respective, a16-17 intră în acele arcane unde se dobândește măestria, ca și concept în primă fază, ca așa se numește, indiferent. În cuplu măestria acolo se dobândește, dar și prețul este pe măsură dacă acei oameni vor cădea în arcana negativă, în versiunea ei negativă. Adică plata e cu atât mai mare cu cât ajungi mai departe, ca și un om celebru. Cu cât el este mai iubit și mai celebru și ajunge să fie adorat de toată lumea, pe atât de mulți dușmani și încercări și probleme mult mai mari are decât un simplu om. Da? Adică să vă asumați acest aspect chiar dacă acum trăiți într-o arcană mai îndepărtată decât ceilalți oameni, să știți că și încercările vor fi pe măsură, dar aveți și puterea necesară să o depășiți. De ce? Pentru că având această capacitate să fiți deja într-o arcană mai îndepărtată, aveți la voi și ustensilele, armele să le numesc, să combateți și să întoarceți moneda invers, să trăiți versiunea pozitivă. În sens negativ, această arcană reprezintă, Cumva că cei doi în cuplu au pornit pe un drum greșit Fie trag separat în sensuri diferite din punct de vedere al corpului Dar chiar dacă privirea rămâne în aceeași, aceeași direcție, către trecut, către cum fac ceilalți Ia să văd cum trăiesc încă ceilalți, cum am trăit noi doi înainte Aș vrea să fie ca înainte, dar se observă cum însăși trupurile acestor cai trag în direcții diferite cu alte cuvinte, în variantă negativă, se creează frâne în relație. Tu vrei să te duci mai departe, vrei să pornești pe un drum, vrei să continui această relație, nu știi încotro. O să îți zic încotro duce această arcană și la ce nivel se poate trăi calitativ când am să descriu relația din punct de vedere pozitiv. Dar din punct de vedere negativ, aici este un fel de bătălie, o luptă care se duce între cele două persoane. Una înțeles, să zic, a iertat, poate merge mai departe, cealaltă încă trage către trecut, vine cu reproșuri și iată că relația poate funcționa, merge pe un fel de model de relantiu, așa ca și o mașină, dar nu capătă viteză pentru că e frâna de mână trasă și scoate fum și se învârte așa pe loc. Cam așa se întâmplă și cu această arcană. Fiind extrem de egoist, până la urmă acest personaj să aibă propriul său triumf. Așadar, dacă ne uităm mai aproape, vedem că are o armură pe el. Cu alte cuvinte, relația sau însăși relația o putem numi, acest personaj și voi doi sunteți aceștia, înseamnă că relația este foarte delicată. În sens de necesitate de a fi încă protejată de rănile care au fost provocate în urma unor lupte pe care voi le-ați dus. Acest soldat, să-l numesc așa, acest flăcău, poate fi, poți să fi tu și el în același timp, Răniți după un război pe care l-ați dus împreună, unul cu celălalt, poate cu părinții voștri, cu cei care s-au opus relației voastre și ca să vă protejați rănile care încă sunt de desub cicatricile pe care le-ați dobândit în urma unei relații conflictuale. Nevoia de armură este necesară tocmai pentru a proteja corpul plăpând sau mai bine spus persoanele rănite, sufletele acele rănite și v-ați înarmat așa cu armură. Chiar și acele două capete care sunt de o parte și de alta poate să reprezinte conceptul că noi doi suntem spate în spate acum, am înțeles că am dus o luptă, ne-am întors spatele unul altul și încercăm fiecare să facem ceva în sens de relație ca să fie mult mai bine. Carul poate să rămână pe loc, să meargă lent sau se rupe în două. Relația poate să meargă încet, de acum încolo poate să se rupă în două sau să rămână pe loc pur și simplu. Unul trage la stânga, unul la dreapta. Avem noi o vorbă în bătrân, că e bine că doi să tragă la aceeași căruță. E, această căruță sunt în Hamas doi cai acolo, dar nu am un doi trag de căruță. Unul încă e hai și unul cea. Poate tu încă mai vrei cu fostul, vrei să fie ca și amantul tău, ca și cel cu care tu ai umblat sau pe care l-ai văzut și el vrea și tu să fii precum cea pe care el și-a imaginat o maică sau iubita sau amanta. Și aici relația este încă închegată, dar fiecare se luptă. Aici poate să apară răni, conflicte, bătăi, la în sens de răni care încă pești degetul pe rană, știi? Dacă la împărat se te bătea el ca să pună ordine și disciplină, aici amândoi poate să fie ca doi luptători care va triumfa și se pot răni, își mai scot o sabie, mai înțeapă, mai împunge, mai așa cumva zgândări exact acolo unde au descoperit rana sau motivul despărțirii și până la urmă se rempacă, dar vă băgați sulița aceasta pe care o are aici sau sceptrul respectiv în continuare în rănile care încă sângerează. Aici poate fi o relație în care un om alege să rămână și cu mândra și cu draga. Și cu mândra și cu draga. E vorba aceea să rămâne și cu mândra și cu draga sau pe care alegi pe mândra sau pe draga. Cine-i mândra și cine-i draga pentru un bărbat? Păi, mândra este uh, soția, și uite aici: mândra este soția, și draga e draga inimii, știi? Și atunci el poate să fie un el în această arcană care a zis: Uite, fată dragă, cum se treaba? Noi doi nu ne putem despărți pentru că e un copil, pentru că avem afacere, avem bani, trebuie să părem într-un fel în ochii lumii, uh, părinții noștri nu sunt de acord ca noi doi să ne despărțim. Trebuie să rămânem împreună, dar să știi că eu în văd mai departe de relația respectivă. Și atunci ea acceptă pentru că nici ea nu are încotro și ea la rând își găsește un iubit, un amantul, cineva. Pe un om și trăiesc exact așa cum va, fiecare în direcția lui, căruța merge mai departe, relația sau carul acesta continuă drumul, de ochii lumii, așa cum va. Se manifestă cu oarecare mândrie, noi suntem împreună, așa, cu o vanitate, noi reușim, noi vom fi. Pentru ceilalți, încă sunt împreună, dar nu pentru ei doi, ci doar de ochii lumii. Da? Asta, repet, sunt încă în versiunea negativă a arcanei. Relațiile care aparent funcționează, apar aici în această arcană, se prefac uh, amândoi. Și rezistă datorită vieții duble pe care i-au ales să trăiască În arcana așa s-au decis să rămână amândoi în relație, una pe ascuns și cealaltă oficial și merg așa până la sfârșitul vieții Adică în această arcană poți să mergi așa până la sfârșitul vieții, tot așa fiecare cu treaba lui, cu viața lui și asta e Poate fi, de exemplu, un om important în această arcană, deja relațiile poate să devină în sens de foarte multe ițe, legături care s-au tot făcut în timp prin prisma afacerilor care s-au implementat în arcana 4 la comun, fie prin prisma anumitor obligații și legături pe care o au în societate. Poate fi un cuplu, de exemplu, aici în această arcană care au totuși un prestigiu, au o prestanță, au așa un statut. Specific pentru că carul, însăși carul, e un simbol al statutului înalt în societate. Înainte, oamenii erau duși cu, erau duși cu trăsura, în mod special dacă era un conte, dacă era o prințesă, dacă era o regină. Așadar, carul reprezintă concept de un statut mai înalt. Cumva, nu toată lumea poate să meargă cu acea trăsură. Chiar și în zilele noastre, trăsura este considerată un moment, eu știu, romantic. Fie că faci o nuntă și te duce cu trăsura, fie că vine, eu știu, la nuntă și te ia pe tine ca mireasă, ori că faci o plimbare prin stațiunile noastre cu trăsura, așa, ca și cum ar fi ceva, wow, altfel, adică tot rămâne. Chiar și în scrierile astea, în basme și în povești, vine cu trăsura. Cu alte cuvinte, e o relație deja afișată într-un rang superior și cei doi aleg să rămână aici pentru că trebuie să păstreze aparențele și aici poate să fie persoanele publice care încă se afișează ca și un cuplu dar se simte acea răceală, exact cum sunt măștile astea, își pun niște măști, au așa o mândrie, am doi, care e, nu știu cum așa se laudă oficial pe unul pe altul, se apreciază și fiecare pleacă, știi? Adică stau împreună doar ca să nu distrugă, ar mai avea mai mult de pierdut dacă s-ar despărți decât dacă ar rămâne împreună, și se străduiesc să păstreze aparențele. Poate fi aici un om important, adică acest bărbat de aici, sau o femeie importantă care nu poate divorța, trebuie să păstreze aparențele, dar trăiește în ascuns o altă viață, iar partenerul sau partenera este de acord doar ca să rămână un cuplu exemplar. Aici, înaltă, în altă ordine de idei, poate să fie un cuplu arrogant, mândru, vanitos, excesiv, de încrezut și lăudros, Aia doi, știi, care apar așa și vai de mine, nu mai pot, bărbatul meu este cel mai tare din parcare și are o mașină și mai pot, vai nu, draga mea, tu ești cea mai tare din parcare, tu ai tot ce trebuie, tu ești regina mea, tu ești drag de mine și încep așa, știi, așa, o lingușire și nu mai pot o fac cumva așa în mod special când apar așa la voi acasă, cuplurile alea așa care amândoi sunt sclipicioși așa cumva, sclipesc într-una și nu mai pot, ia și laud într-una soțul, vai cât a câștigat de bărbeatul, mi-a reușit la bursă, uite cât a făcut și el vorbește acolo cu băieții, vai soția mea a fost și a luat pantofi, adică și afișează așa statutul în ochii celorlalți tocmai ca să-și arate nivelul lor foarte evoluat Bine, ei sunt în Arcana 7, dar se străduiesc așa, să pară diferiți față de ceilalți. Mănâncă la cele mai scumpe locuri și le arată la ceilalți, dă și telefon, auzi, mă, nu știu unde mâncăm în seara asta, noi mâncam mai aici Mi-am dus femeia, am uitat așa și am luat-o cu mașina, cu trăsura și am dus-o pe gagica mea, știi, cam așa, poate să fie, o, sau poate să fie un om foarte elevat, elegant care și-a dus doamna lui undeva și e ceva exclusivist. Măi, nu zic să nu o faceți, că nu asta e problema, dar când îi întreb ce mai faci, ei nu fac decât atâta să, să-ți dea așa exemple de astea, ca și cum vezi, Doamne, ce viață tristă duci tu și unde au ajuns ei. Acel cuplu cumva așa chicios, care tot se îmbracă la fel. Se îmbracă copilul și el și ea, știți cuplurile, cuplurile alea în care își au toți hainele la fel. Dacă ea și-a luat ceva pătrățele cu picățele, l-a și bărbatul cu pătrățele și picățele și copilul și cățelul și pisica, toată lumea e la fel, Ei, ce tare! Ei sunt cuplu excentric, ei sunt, arată prin chestia asta că noi suntem așa împreună, atât de mult ne iubim încât noi ne îmbrăcăm și la fel. Pijamalele la toți sunt la fel, de Crăciun, nu știu, se îmbrăcă așa tematic, toți la fel. E chestia aia care o fac, ei sunt în Arcana 7, dar în varianta aia așa mai neșlefuită, nesofisticată, deși au bani și statut, dar nu le au cu bunul gust și altceva ce se mai poate face în această arcană. Mai trebuie să înveți un pic. Dar sunt simpatici, nu e nicio problemă în asta. În sens negativ, aici este dresat acest cuplu de cineva superior lor. De exemplu, au venit, așa soacră ta, să zic soacra lui. Auzi mă, știi ceva, voi doi o să rămâneți împreună, pe mine nu mă interesează pe mine nu mă faceți de rușine la neamurile mele și la cine așa și-au fost și aia și Maria și cu Gheorghina și cu nu știu care din cu camă că ești de nu știu unde și voi v-ați căsătorit și blablabla și început aici să le țină teorie și la unul și la altul. Gata, voi rămâneți împreună și eu de acum încolo am grijă de voi și urcă pe amândoi așa în relației pe care ea o construiește și ea o conduce. Dă așa cumva ordine, de ordin și conduce prin psihicul ei Relația. De ce prin psihic se conduce această arcană? Pentru că, dacă observați, nu are hamuri acest car. Acești cai n-au nevoie de hamuri să fie ținuți în ham, pentru că ei deja se duc unde se gândește acest personaj. Cam așa se întâmplă în unele cupluri. Rămân cei doi împreună doar de gura unuia din familie cineva puternic care spune așa, auzi, dacă tu divorțezi de asta sau te desparți de asta o lași pe el sau pe al meu sau careva, indiferent, cu mine o să ai de-a face. Și așadar veți rămâne împreună și dacă vă place și dacă nu vă place pentru că trebuie să păstrați aparențe. Și cineva i-a adresat așa pe amândoi, i-a subjugat așa, i-a legat de o trăsură și a zis așa o dat bice și haideți, la haideți că mereți, trebuie să mereți. Sunt legați să servească altuia sau altora. Aici, într-un concept mult mai, să zic așa, malefic, cineva a pus stăpânire pe un cuplu, nu știu, din Arcana 5, unde a apărut marele guru, unde el a dat nu știu ce ritualuri, în Arcana 7 au intrat deja în fanatism și aici se folosește efectiv cineva cu o putere a gândului și duce pe cei doi unde își dorește acea entitate sau acel om unde le-a intrat bine în cap. Arcana 7 fiind cifra 7 e o cifră mistică și aici ține foarte mult de credințe, plus că aparține elementului aer care înseamnă mentalitate și aici cineva le-a băgat bine de tot în cap și se folosește de amândoi ca să, nu știu, să ex mulți oameni cu foarte multe scopuri, care nu are sens aici să le expun așa de public. Eu mai discut despre lucruri, dar într-un cadru poate mai restrâns, nu are rost aici. Dar sunt câteva. Cupluri care aleg așa cumva să ducă o ofrande mai departe și se sacrifică de dragul unui concept manevrat de cineva superior lor. Numai ca să îl ducă pe acel om sau acel concept mai departe. Și-au vândut sufletul, ca să zic așa, pentru cineva care vrea și are alte interese. Armura reprezintă uh, uh, ideea de suflete rănite care încă se refac, se vindecă după rănile dintr-un război. Arcana aceasta cere timp, blândețe și delicatețe. După ce v-ați bătut, v-ați înjunghiat unul pe celălalt, uh, psihologic măcar, poate și fizic unii dintre voi v-ați luat la bătaie. Ea îl bate pe el, să știți că sunt femei care mă atrag așa o mamă de bătaie la bărbatul ăla, când îl prinde așa prin casă și e, ne dă odată, zboară. Tot ce prinde în jurul lui. Mai sunt și femei care sunt violente. Aici se mai țin încă bine pentru că au căzut și au făcut un pact. Hai să ne liniștim și și-au pus armura ca să nu se vadă rănile în ochii oamenilor. Adică se ascund și caută să-și ascundă latura aceasta dezastroasă care s-a întâmplat acasă. Și de aceea această arcană cere timp, blândețe și delicatețe în sens de vindecare. Până nu își dă jos, până nu își vindecă trupurile și sufletele, nu o să-și dea jos armura. Aici apar emoții sensibile, sunt ușor de rănit încă aici acești doi oameni. Se pot lua la luptă oricând, dar e greu să renunțe ca în alte arcane anterioare. Adică în celelalte arcane, multe aici era ușor să te desparți în arcana 6, în arcana 5, unde era papa, mai puteai să te desparți, te răzgândeai acolo după ce ai fost la consilierul acela de cuplu și spuneai nu mai vreau. În arcana celălalt, în fine, era cât de cât se mai termina ușor. Aici, când te-ai băgat în această relație și ai plecat mai departe, e mult mai greu să te desparți pentru că sunt niște chestiuni legate de ochii lumii sau de ochii copilului sau de ochii unor părinți sau de ochii unor oameni care au investit în voi doi și nu puteți să renunțați la relație nici dacă ați vrea și aici se duc foarte multe vieți paralele, adică da, rămânem împreună, du-te tu cu Maria ta, eu mă duc cu Gheorghe meu acasă, oricum dormim și așa, dar fiecare avem viața noastră, ne trăim viețile, altfel nu putem spune societății că noi avem amanți. Cam așa cumva funcționează. În sens negativ, unul fuge mereu de acasă și le ia mașina și pleacă de acasă. Vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. Nu se hotărăște odată. Ba rămâne, ba se duce. Știți femeile alea care... Uh, poate sunteți voi de aici, dar vă spun, fata, soada, asta, fata asta este prietena voastră, chiar dacă uneori nu vă place așa că e mai dură, dar eu vă spun prietenește. Voi astea care sunteți așa mai asistente medicale, luați așa cât unde s-a rănit. Ăsta e rănitul. Rănit, din săracul fost relație, abia acum a divorțat Soada, abia acum s-a despărțit, nu mai poate, suferă încă. Bine, ok. Și ce El e mai nehotărât așa, vin, ne pleacă, vin, ne pleacă, bate, lasă, ba, dispare șase luni, ba, vine, ba. Și sunt femei exact în această arcană, cele care încă așteaptă ca el să se hotărască dacă vă rămâne sau nu cu mine. Uite mă că vine, dar după aia nu o mai sună trei luni sau două luni. Iară vine, iară stă cu mine, iarăși pleacă, iarăși vine. Nu știu ce e cu el. Oare mă iubește sau nu mă iubește? El e în Arcana 7 și tu împreună cu el își ia calul și a plecat. Asta, de obicei Maroc, că dacă era cu albastru se otăra să rămână acolo. Și aici e mare suferință pentru că el nu știu și are multe măști. Ba unul cu un ochi plânge când vine balda, te bine, ba și arată triumful care a reușit să scape el de relația aceea, ba se întoarce înapoi la relația, adică aici intră. Poate să fie și o femeie care se duce, vine, pleacă din relația cu tine, dacă e vorba de un bărbat. Dar eu le numesc pe aceste femei asistente medicale care vin și pansează rănile unui nehotărât. Se simt bine cu ele, dorm la ele, au și copil, nu contribuie la cu nimic pe acolo, nu ajută nici copilul, de el vine așa, care are un pătuț călduț și brațe deschise și pa păi pleacă și iară vine și iară pleacă și iară vine și așa merge și așa sunteți aici în această cană. Când vine asta mâine și zice stop! Aici te pui cu justiția, aici faci dreptate să vedem, nu stăm așa în cumpă în asta care o vezi aici mâine uh, sau cu trăsura asta. bai ba, te te-ai urcat în trăsura relație, bai ai lăsat trăsura. Unde-i vizitiu? Mă las așa în câmp să vină hoții să mă răpească, să mă ia așa pe sus prin pădure? doamnele băgate odată în trăsură nu trebuie părăsite și lăsate acolo cu trăsura în mijlocul drumului. Una se mai utrăște, spune așa și dă bice și pleacă mai departe de una singură și lasă pe nehotărâtă la împădure unde a plecat și a găsit o ursoaică pe acolo. Dar altele stau așa și plâng în trăsură, își șterg multe batiste așa de alea frumos cu sute, cum se făceau înainte după un el și vine alt vizitiu și continuă drumul cu tine. Te ia de unde te-o lăsat altul, cam așa cumva se mai întâmplă. Dar nu mai stați așa, o să vă ajute asta, să vă luați odată mintea și sufletul și să spui gata, până aici există o limită. Nu-ți bagi joc de mine, se face dreptate, justiție, lege acolo, nu respecti legea, pa la revedere, uite așa rămâi următorul arcan într-un ermit, auzi greieri în jur, deschizi lampa, te retragi în peștera ta și stai acolo și meditezi până nu te hotărăști să vin apoi. Așa rămâi singur, nu mă interesează pe mine că tu ești nehotărât. Cam așa am vorbit prin arcane până acum. <coughs> da, cam așa sună până aici. Fuge de acasă, nu e prezent, își face de lucru ca să nu stea cu tine, poate să fie un bărbat sau o femeie care așa se trezește dimineața tăiat-o. Unde? La orice -n... Activitate numai ca să nu stea cu tine, de la shopping până la unghii, până la nu știu cum el stă acasă. N-am mai făcut dragoste de mult că ea, nici nu mai știe cum arată, și ce e. Vine, e obosită, de la, ce? De la nu ce. Mă refer la femeile care își caută de lucru pur și simplu, cu prietenele, cu orice, nu mai să nu mai stea cu el, ține pe el tocmai pentru a păstra aparența de triumfătoare, de nu știu cum. Poate să fie un el care și așa frumos mașina și pleacă de dimineața până seara, el plecat. În timpul liber nu petrece timp cu tine, tot timpul el e așa ocupat. Nu mă refer la job, mă refer la alte lucruri. Alții stau în mașină după ce se termină serviciu și mai petrec încă o oră la telefon cu amanta sau cu amantul și vin acasă raci obosiți, așa, sau dimineața, primul lucru, trimit mesaje, nu petrec timp cu tine, își găsesc altceva mai bun de făcut aici oamenii acele femei care la început la putea și în baia așa să scriu un mesaj, chiar dacă era însura cu 10 neveste, când mi-e dor de tine, te vreau ce faci, hai să ne vedem. Aici, brusc el este ocupat, are proiecte, are ceva, îi somn, îl doare capul, nu te mai caută și tu îl înțelegi așa, săracul a plecat într-o delegație, nu are timp să mă sune. Și cum era la început o întrebă? a îmi trimitea mesaj, era lângă mine și acum ce ai devenit așa brusc, înțelegătoare? Ia, bagă-ți mințile în cap așa frumos și fă și tu aici ordine și disciplină, nu mă cauți la început ca disperatul și după aia, după două luni, brusc așa, ești ocupat, dar mă ții încă pe mine în trăsura relației, dar lasă-mă! Sau ia-mă dată. Nu stai așa, să nu știi tu. Nu, 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 nu. Da, na, da, voi faceți ce vreți. E o slăbiciune în interior, înțeleg, sunt răni, vrei, ai așteptări, vrei să fii și triumfătoare, vrei să ai și tu o relație, să te simți tu bine, să fii și tu dusă, dar nici așa nu merge să scârți într-una trăsura, scos tu leiul să bagi acolo, să vezi, să pui tu potcoave la cai, să te duc caii tăi mai departe, că ți-i puizezi așa, nu le mai dai nicio hrană. Vine altul care ar vrea acum să călărească bine relația cu tine și știi, ești obosită. Nu-i păcat de cai ai tăi. Ia, bagă în graj de acolo, hrănește-i, odihnește și nu mai fugi tu după 2-3 așa mândri cu cai tăi. Sau pentru un bărbat același lucru e valabil. așa, unde am rămas? Aici poate fi simbolul unui amant, un iubit, șmecher, așa, cu care se dă, care a făcut și el primii bani și dă așa știu eu, ea care se filmează în parcare cum și-au luat mașina și ce firmă au, că sunt tot felul de deștelzi care își filmează așa peste tot Ce mașină puternică și-au luat și Săraci bărbații aia care sunt la început, ei cred că atunci când vrei să ai o femeie trebuie să fii cu bani așa cum zic ei, cu cașcaval, așa, nu, dragilor, bărbații, astăzi trebuie să reevalueze conceptul de ce înseamnă un bărbat adevărat în ochii unei femei. Astăzi, femeile nu știu cum să-și dobândească autonomia, independența, să aibă și ele timp, să aibă jobul lor, cariera lor, banii lor, că ele nu vor bani de la voi, vor timp și dragoste și sentimente de la voi. Banii, dacă o lași și pe ea, și face și ea. Altele vor clar bani, nu vor să muncească, nu le place. Dar Uh, nu toți bărbații ar trebui să se agite atât de mult să meargă. Și aici sunt ideea din categoria Hai să filmez așa, să eu. Măi, asta, Ăsta face parte exact din acea, acea secțiune în care își trage tot timpul filmări și selfie-uri din mașină. Și mai stau și așa. I Ați văzut? Sau și de aproape, așa. De obicei, de sus își fac pozele, sau de jos ca să pari cumva că ești așa jos, știi și își fac așa de jos și voi toate, wow, ce gagiu. Nu aș putea să mă duc cu unul, nu știu acum, dacă și fi, n-aș mai fi măritată, să mă duc cu unul care văd că are așa ceva pe Facebook, o poză cu el în mașină trasă așa specială, doar ca să-și ce. Mai bine ar face natură, cu țânțare în jurul el, măcar eu omul ăsta e rezistent la țânțare, când îl mușcă unul nu se-i umflă așa tot. Dar în mașină ce, să, ce putere, ce forță e acolo? O iubire trăită complet de la 1 la 6 la un drum, într-o călătorie care s-a terminat acolo. Ce înseamnă asta traducerea? Această arcană mai poate fi acel moment în care poți trăi aproape, să zic așa, o poveste completă de viață, când ai plecat într-o călătorie, pleci într-un concediu, te duci undeva, să zicem, pe o perioadă mai lungă de timp, ai întâlnit un om în Arcana 1, ești acolo, magicianul, te-ai prins, așa. Ai avut o mare trăire, taină, secrete, ai fost în Arcana 3, ai construit o relație în Arcana 4, aproape că te-a cerut și în căsătorie acolo, ați trăit împreună, ați avut ca o viață completă și aici a trebuit să vă luați la revedere, tu te-ai întors înapoi acasă, l a rămas acolo și aici se numește o relație trăită la distanță sau pe drum, cu gândul acolo la relația respectivă aici, poți să fii genul de femeie sau de bărbat care a trăit un moment așa al vieții în care toate etapele astea de la 1 până la 6 s-au derulat atât de repede în alea două săptămâni, o săptămână. Pur și simplu se întâmplă viața unora într-o zi, poți să trăiești ceva ce n-ai trăit într-un an. dată, într-o săptămână poți să întâlnești pe cineva, te îndrăgostești, căsătorești, Ți te și muți, ai și anunțat și poți să stai tu așa 10 ani și să nu vină nimeni Ce se întâmplă o zi nu se întâmplă într-o viață și altă dată nu se întâmplă într-o viață cât se întâmplă într-o zi E același lucru Așadar această arcană mai vorbește despre acele iubiri trăite vertiginos Ca o viață întreagă, într-o viață Într-o relație în corelație, cap-coada aproape Bine, nu până la 21, dar acestea bazale, așa tipic copilărești în care te-ai îndrăgostit, te-ai nebunit, te-ai împărtășit sentimentele, ți-a spus te iubesc, m-aș însura cu tine și eu m-aș cu tine, ce bine, hai să facem așa simbolic, o nuntă sub cerul liber, sub clar de lună, stelele sunt martorii, gata, ne-am declarat, în aeroport sau la tren ne-am luat la revedere, o să-mi fie dor de tine, tu ești iubirea vieții mele, nici eu nu mai pot trăi, karma, uite, sufletul meu pereche acolo e, și rămâi așa. Rămâi așa și te gândești, Doamne, ce viață interesantă duc. Dar într-o arcană, într-o versiune negativă, pentru că aici caii tăi nu mai funcționează bine. Unul vrea să fugă înapoi în relația aia, unul ar vrea să trăiască mai departe, normal. Nu mai poți trăi normal aici. Când trăiești de genul acesta, tu nu mai cum să trăiești normal de acum încolo. Ori vine și se atașează la căruță și plecați împreună, ori așa cu du-te vino, du-te vino, el vine, du-te vin, sau nu mai vorbești decât rămâi așa pe partea de tehnologie, care reprezintă și tehnologia. O să vedem mai departe o să fie dificil, o să fie așa la nivel de fantezie, mental. Aici sunt relații mentale, în varianta iarăși negativă. Cele care au relații, relații când se culcă. În arcana 5, un papă de lava băgătă așa în cap, tu ești iubita mea, mireasa mea, în alte dimensiune. Și aici stați între relații de genul acela, într-o altă dimensiune. Aveți și copii acolo în astral, faceți de toate acolo, sunt vizitate femeile, au orgasm în timpul nopții, el la fel. Eu nu zic că nu există, dar trebuie să fi trăit de la 1 până la 6 ceva, printre care și aspecte fizice, să te conectezi pe toate cele patru elemente cu omul ăla, nu doar pe unul psihic, ți-a intrat în cap sau un suflet, dar în rest a fost de toate celelalte care nu s-au întâmplat și v-am explicat ce trebuie să împlinească o arcană ca să fie împlinită vizionați episodul 1 și 3, că acolo am explicat acele patru concepte care trebuie să îndeplinească o arcană ca ea să fie împlinită. Pozitiv sau negativ, nici nu are importanță. O confuzie în stabilirea sau atingerea scopurilor mai reprezintă această arcană în sens negativ. Evitarea și protejarea față de apropierile emoționale, poate prea multă răceală într-o relație și-a pus armura și fiecare e cu treaba lui, nu mai contează, noi mergem mai departe. Plăcerea de a sta cu cineva în relație pentru că într-una poartă războaie și ca să simte gustul victorilor. Mai sunt ăștia așa mai masochici sufletește, cărora le place să stea împreună într-o relație tocmai ca să se rănească în continuare. Pentru că n-ar găsi unul sau una mai bună care să fie atât de ușor de chinuit și care să mă chinuie. Și stau împreună doar ca să se chinuie. O să vi se pară ciudat, dar ei au toate motivele să se despartă. Pot trăi și liniștiți, au bani să se despartă, să trăiască liniștiți, nu-i ține nimic, dar ei rămân împreună tocmai pentru că a găsit un partener de chin. Și mă chinui cu el și el mă chinuie pe mine. Și eu îi chinui sufletul și el mă chinuie pe mine și se ceartă și se despar și ar se ceartă și scot și sparg și vin și drec și se chinuie. E o și asta o chestie, ți-a aprins focurile undeva. Caleașca reprezintă un simbol al unui rang înalt și al excelenței, regi și regine care se iubeau pe ascuns în caleașcă. Aici poți să fii, de exemplu, știți filmele alea în care ea, regina sau prințesa, ea e măritată cu un prinț sau cu un rege, dar e plictisitor așa să fii cu ăla, și găsești un grădinar și grădinarul e interzis că tu ești cineva, tu ești acest personaj de aici plin de mândrie, vanitate, cu coroană, ești cineva, nu poți așa. Și mai din când în când pe grădinarul ăla, că stai undeva în caleașca, poate fie regele tău, soțul tău, cine vrei tu, care te duce așa cumva pe culme înalt, în rang înalt și tu ți așa un om așa, dar mai simplu, mai modest, mai cu timp, e acolo și aici sunt relații de alea care se numesc înghesuite, înghesuite în colțul de la palat, înghesuite în baie când soțul tău nu e, ăla cu șoferul, știți, secvențele alea în care ești cu poștașul, cu șoferul, cu grădinarul, cu ăla care vine și te aduce, care le plătești taxele, în fine. Mai sunt tot felul de versiuni de astea în care pentru că tu nu vrei să te desparți, ia ca te duci și ai și tu unul așa un, care îți face vânt din când în când și te simți bine pentru că are altă viață. E mai cald, nărăvaș acolo, nu e așa plin de armuri, de caleașcă, de ce vrei tu. E plictisitor, n-ai ce să faci. Cineva care te fură din relație mai poate să reprezinte această arcană a venit și te-a furat. În sfârșit când ai hotărât aici, rămânem împreună, hai că încercăm din nou relația și vine o ea sau un el așa și te fură din relație. Exact cum se întâmplă secvențele alea de film în care mergi tu cu un el cu trăsura, frumos așa îmbrăcat în rochii de crinolină cu umbreluță și tot așa față în față și mergeți voi cu trăsura, v-ați hotărât să porniți în drumul vieții voastre, tocmai ce v-ați luat, așa v-ați făcut căsătorit, ați făcut nunta și tu încă suspin după iubitul tău sau și ăla după tine și fuge așa din urmă, te-a luat cu un cal, a oprit trăsura, te-a furat și a plecat. Cu tine și tu, ca bărbat, ai rămas așa cu ochii în soare, uitându-te așa în zare, unde-o fi, unde-o fi, las că eu am mândria mea, nu mi-o trebuia, oricum nu era bună de nimic. Uh, sau poate să fie în cazul unei femei în care stă într-o relație, bun, ok, hai să-i dăm o șansă și până la urmă vine și te fură. Sunt relații în care cineva îți este furat de sub nas, dar nu că îl fură așa fiind obligat, ți l-a suflat altcineva, uite așa, dar era desuflat, nu, nu-l ținea ceva bine acolo și de aceea l-a luat, s-a dus și ușor. O poate să fie o dragoste furtunoasă care apare dintr-o dată și te smulge din această trăsură, din această caleașcă, din acest car, plecând cu un prinț pe cal alb. Acele femei care stau de mult, de mult, așa, într-o relație, tot suspină, și te scărzi de alea, așa, prin nesiropoase și, pa, uite, într-o bună zi, se le Și dorința, vine, văd frumos pe un cal alb, pot și le iau de acolo și trăiesc fericiți pe la dânce bătrânet. Dacă întâlniți unul de genul acesta, care vine brusc așa și vă ia de acolo, v-ați întâlnit cu o cea mai mare pedeapsa vieții voastre, pentru că nu vine așa când tu stai într-o relație în care totul e plictisitor, îl ții și pe bărbatul tău degeaba, îl ții acolo că ai încotro și vine așa și te ia făt frumos. Nu, Ea se numesc astăzi psihopați, sociopați, vedeți doar filme unde vă încântă. Dacă vreți să vină să te iau un prinț pe un cal alb dintr-o dată, trebuie să fii într-o relație în care chiar ăla te-a legat bărbatul, te chinuie, te torturează, nu mai poți, nu te aude nimeni, strigătele de ajutor și în sfârșit simte cineva, pentru că aici sunt conectați psihic cu oamenii care s-au îndrăgostit, Chiar dacă te-ai îndrăgostit de un coleg de demult, simte și îți-l aduce Dumnezeu în calea ta, în viața ta și chiar te ia un prinț frumos pe care dar trebuie să treci prin chinuri, să zic așa, chinurile în care tu îți sacrifici deja viața și Dumnezeu se îndură și îți trimite omul pentru că te simte omul tău, fiind conectați la nivel psihic îndrăgostiții, care sunt în dragoste și se simt unul pe celălalt. Um, bun. Relație bazată pe tehnologie, dusă prin tehnologie. Cele femei care își trimit toate pozițiile, filmulețele așa, fac dragoste virtual cu bărbații lor prin telefon pentru că sunt la distanță sau pentru că nu știu așa le place lor. După aia se miră că de ce apar filmulețele lor pe site-uri de alea așa, în care nu trebuie sau te amenințe el într-o zi vezi că dacă nu știu ce, nu faci ce zic eu, adică ajunge aici să te amenințe. La un moment da, pentru că aici ai început să ai relații bazate pe concept de uh, virtual. Mai înseamnă o astfel de relație? Nimeni nu zice să nu ai relații la distanță. Doamne, frește, nu e nicio problemă să mai întâmplă lucruri, dar vedeți ce faceți prin acea relație și cât de mult dați din intimitatea voastră pentru că ar trebui să se întâmple precum o armură. Doar comunici, vorbești, dar nu începi să dai armura jos de pe tine, să-ți arăți cai uh, Iubit poate fi virtual, astral, de obicei astea cu iubitul astral și virtual, le este frică de intimitate Mă refer care aleg și nu îndrăznesc odată să se întâlnească sau aleg doar să aibă un iubit în astral Le e frică de intimitate fizică și au repulse față de relații reale, efectiv reale, duse în fața cuiva Una e să trebuiască să fii departe de un om și alta e... Să-ți imaginezi un om sau să nu îndrăznești te apropii de el pentru că există o mare frică și repulse față de relații, neîncredere în felul în care arăți cine ești, ce poți Fie un om ocupat, însurat și ai deja fantezii cu el că ai cu el o relație, adică sunt niște așa, probleme care ar trebui să și le rezolve acea femeie sau acel bărbat Cu Panișadele compară omul nedezvoltat cu o caliașă care merge fără scop după cum îi vine ei. În versiunea nefavorabilă, această arcană reprezintă că cei doi s-au înhămat într-o relație care n-au stabilit un scop, nu și-au stabilit un drum clar. Încotro mergem, nu știm, că de aia nici nu trageți bine într-o direcție, pentru că nu v-ați stabilit în această relație, încotro mergeți. Ce vrem să realizăm împreună? Ce scop mai avem? În afară de firmă, copil și ce trebuie în societate făcut casă și așa, altceva mai mult, ce se mai face într-o relație, Puțini oameni știu să-și răspundă. Dacă se căsătoresc și au un credit sau dacă nu fac bani și fac o casă, încă o casă după o casă, mai văd și într-un concediu, se întorc înapoi, mai fac un copil sau aleg să nu-l facă și na, ce se mai face într-o relație? Nu știu, mai găsești încă unul și încă unul și faci pe ascuns, adică se plafonează oamenii, n-au, educația a ceea ce înseamnă să Crești într-o relație, să ai un alt nivel al calității vieții tale proprii când ești cu cineva, despre asta e vorba. Ok, tu poți trăi și singur, dar dacă s-a născut conceptul de relație, de apropiere, de la Dam și Eva până astăzi, nu degeaba există această nevoie de a trăi cu cineva sau nu neapărat nevoie, plăcere poate să fie sau o îndelednicire. Conceptul e altfel, ok. Eu ar trebui să mă gândesc și să-mi reevaluez la ce folosește o relație. Doar așa de a descărca hormonii, de a uni niște averi, de a trăi mai bine împreună decât singur, că nu mă descurc financiar și de a marca și bifa ce cere societatea, sau cere în general viața mai mult de la doi oameni care aleg să trăiască împreună? Iar răspunsul este că doi oameni care aleg să trăiască împreună pot să-și creioneze un destin împreună, pot să împlinească un scop împreună în destinul lor, adică pot avea un destin împreună. În varianta pozitivă aceasta arcan arată că ok, odată ce ne-am hotărât aici să rămânem împreună și am făcut o alegere, am plecat pe un drum, iar drumul acesta se numește un destin pe care noi doi îl vom împlini împreună, ne-am unit destinele. Voi vă uniți în acte, vă uniți în pat, vă uniți în proiecte, vă uniți printr-o -un, nouă ființă și dați naștere, dar foarte puțini oameni își vor uni destinele. Și de aici începe ideea de a-ți uni destinul cu un om. Destinul meu e unul, ok, simt că vreau să fac asta. Am vocația aceea, mă cheamă, tu ce ai, tu ca bărbat și eu simt asta aici, hai să ne unim împreună destinele, pentru că doar unindu-ne destinele, destinele noi putem ajunge mai repede, ca și cum te-ai urcat într-o trăsură și nu mai mergi pe jos. Adică scopul până la urma unei relații este să -mi împlinesc destinul, să trăiesc destinul meu într-o formă cumva mai calitativă, să ajung să... Bifez sau să realizez niște etape ale vieții care mi-ar fi foarte greu de unul singur și pot datorită unui partener. Aici se naște ideea de a avea un partener de viață care te ajută și tu pe el și el pe tine, angrenându-vă la o trăsură numită relație care având un scop, un concept împreună, a defini până la urmă cum putem și tu și eu să mergem mai departe, se numește un triumf. Asta înseamnă la nivelul mult mai elevat și într-o variantă pozitivă genul de relație care în sfârșit destinele. Până aici nu v-ați unit destinele, v-ați unit averile, ce vreți voi, interesele, nevoile, dar abia de aici pornește destinul. Se ce înseamnă asta, îl pe al tău om, care o fi el sau pe a ta femeie, o așezi frumos în fața ta și spui tu ce simți că vrei să faci în viața asta? Tu, dincolo de neputințe, dincolo că nu ai bani sau școală sau tu ce simți că ai vrea să faci în viața asta? Nu cu mine, fără mine, dacă nu aș mai fi eu în viața ta, dacă aș dispărea, n-ar mai fi nici copii, nici mai nici, nici tu, nimeni așa, vocea ta interioară, ce spune că ai vrea să faci? Și tu vii, nu știu, aș vrea să ajut oamenii să fiu, nu știu, asistentă medicală, dau un exemplu așa, dar știi că n-am, stop, oprește-te, nu contează ce nu ai. Întreabă-mă pe mine și tu îl întrebi pe el, tu ce ai vrea să faci dacă ar fi așa să-ți asculți interiorul tău, nu o să ajung pe lună și să fiu bogat, să câștig la loturi. Lucruri care știi că le-ai face, nu care te-ar face să stai pe spate. Și tu îi spui și ei, uite, mi-ar plăcea să fac asta și asta. Ok, hai să vedem cum putem împreună să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne îndeplinim ceea ce Sufletul strigă că ar vrea să facă. Și atunci putem împreună să ne urcăm într-un scop, într-un ideal, într-un vis așa și să zburăm. Această imagine mai reprezintă acel moment când se urcă cei doi pe covorul acela magic al lui Aladin și pleacă și zboară undeva. Tot concept de caleașcă e. De ce zboară în acea imagine simbolică, pentru că în sfârșit amândoi au răspuns cu da, da, hai împreună să creăm și să ne unim destinele și să ne realizăm vocația sau ceea ce noi ne dorim și simțim atât de des. Asta înseamnă frumusețea acestei arcane să zbor pe un covor fermecat împreună cu omul tău, cu femeia ta, Uh, indiferent că aveți copii sau nu, nu, ei nu mai intră în calcul aici. E vorba despre tine și el pentru că ei într-o zi pleacă, au și ei poveștile lor, trăsurile lor unde trebuie să se urce și se ducă. Asta nu înseamnă o formă de egoism, înseamnă că tu și el existai înainte ca acel copil să apară și tu și el vei rămâne și după ce copilul va pleca. Tu trebuie să-ți construiești în continuare relația cu omul tău, nu relația în trei. Relația rămâne în doi. Al treia persoană este rodul și fructul iubirii voastre. Este un rezultat al uniunii voastre. El are drumul său și voi sunteți doar un arc prin care această geată numit copil este lansată în existență, cum a spus frumos Calil Gibran, și se duce în funcție de cum voi doi sunteți. Una este partea din arcaș, așa, și cealaltă este trăgaciu și uite, săgeata este copilul și depinde cât e ea de flexibilă și maleabilă și cât e el de puternic și uite, așa, săgeata se duce departe, așa, și a zburat undeva. Nu-i deținut în tolba, așa, toți trei acolo și cineva să vă ducă în spate. Măștile reprezintă gânduri conflictoare sau dorințe ascunse. Cuplul nu știe încotro vrea să meargă. Astea sunt încă în conceptul negativ al relației, ca să termin. Iar în timp, vechile obiceiuri îi trag către cunoscut și familiar, adică se întorc înapoi către ce au făcut înainte. Mă rumegăm același lucru, le întoarcem înapoi. Ați înțeles. Din păcate, bunurile materiale și statutul vor urmări acest cuplu în sens negativ foarte mult. Adică, pentru ei cel mai mult știu aici decât să mai cumpere încă ceva bagă bani în ziduri, în obiecte în casă, în tot felul de lucruri inutile. Tocmai pentru că nu cunoști ce poate să facă mai mult relația în luxul acela care, nu știu, nu mai știu ce să faci cu toate lucrurile astea. Tot cumperi ca să simți o satisfacție în cuplu și cumperi și el cumpără și tu cumperi și el cumpără și tu cumperi. Pentru copil, pentru noi, pentru că îmi trebuie, pentru că vă plictisiți, pentru că nu știți ce să faceți. Haideți să vedem ce putem să facem. Aici apare triumful în varianta pozitivă. Victoria a obținut în relație după o grea încercare. Încercarea însemnând arcana 6 în care v-a pus la încercare acea poartă. Aici cei doi pornesc pe un drum împreună, un drum care se poate parcurge doar dacă cei doi se angajează într-o călătorie prin viață, având un gând și o mentalitate asemănătoare, un plan, un obiectiv de trasat. Aici, în această arcană, voi vă așezăți așa frumos, o zi, două lună, un an și faceți odată un plan, noi doi încotro. Ce ne-ar plăcea să facem? E vorba de plăcerea și satisfacția minții. Ce simți tu în capul tău? Ce a rămas acolo și nu te-a lăsat societatea, mama, tata, cine vrei tu? Hai să-ți fiu eu partenerul de viață. Unul dintre voi doi aici o să fiți exact așa și nu o să fie nicio problemă. Uneori el sau ea o să fie acest personaj și celălalt, acei cai o să fie celălalt om din cuplu. Adică unul o să stea la cârmă și celălalt o să tragă de ce? Pentru că vor, se vor stabili aici care are forță să tragă, să ne ducem, să ne împlinim un vis, visul de a ajuta oamenii, de a călători, de a ne îmbogăți mentalitatea, de a ne îmbogăți viața noastră sufletească. Și aici se vor angrena doi într-un, să zic așa, într-un concept, dar vor, se vor stabili întâi puterile. Ce forță ai tu? Eu am forța de a organiza că e femeia aici, eu pot să mă organizez, să gândesc, să plănuiesc o strategie de război. Tu ce poți să faci? Uh, ca bărbat, păi eu am forța necesară să merg, să trag, să aduc, să fac, să nu știu ce bun Deci tu ești capul familiei acum ca femeie, eu sunt bărbatul care trage și se stabilesc aici obiectivele Aici nu mai contează cine e femeia și cine e bărbatul în casă Nu, aici cine are puterea să pună la în plan, la bătaie o strategie de luptă Ca și cum ai pleca la luptă Aici după aia se poate schimba rolul, după aia tu îi reprezinți cai, tu tragi bine așa ca femeie undeva Pentru că știi că ai forța de a împinge, de a duce relația undeva departe, nu știu, forța ta emoțională, forța ta de a te afișa sau forța ta de a scrie, indiferent Iar forța lui va fi una de strateg, aici se împart rolurile și tot timpul se schimbă, nu se ceartă pentru că își dau seama din punctul în care au rămas în, în așa în mâlul ăla, așa prin pădurea vieții lor, unul trebuie să ridice din căruța așa să împingă căruța. Poate ia el, cineva reușește să facă o echipă. Cu alte cuvinte, poate fi o relație în care s-a căzut de acord. Unul conduce carul, celălalt trage. Unul e creierul din relație, celălalt e executorul, cel care are forță. Unul e mintea, celălalt e forța, Nu contează dacă mintea e femeie sau forța e femeie. Important este să se accepte, să se angreneze în îndeplinirea scopului propus. Important este să Uh, meargă mai departe în funcție de putință și talent. Pot fi amândoi cai aici, da? Uh, și tu și el, adică forța care trage către o destinație. Voi vă lăsați purtați de valul vieții, să zic așa, ceva superior vă simțiți, nu știu, e uneori un moment în viață când simți că nici tu, nici el nu-ți stă în putere și trebuie amândoi doar să trage tare pentru că ceva, o forță superioară voastră, poate ce se întâmplă în lume sau alte lucruri, dar acum trebuie amândoi să salvăm pielea noastră sau să salvăm ce avem în viețile noastre și ne plecăm împreună spre această călătorie. Cel în caleașcă este un războinic adică cuplu care a supraviețuit propriilor războaie duse unul cu celălalt sau cei care s-au opus căsătoriei lor, mai sata, înseamnă asta, v-am zis. Cai trag în direcții diferite, capetele privesc în trecut, adică și-ar dori să fie ca la început, să întoarcă timpul înapoi, dar odată ce v-a spus pe un drum, nu mai este cale de întoarcere. Aici poate fi un cuplu cu statut înalt care și-a dobândit faima, și puterea câștigând diverse războaie cu cei din jurul lor, cu părinții voștri care s-au opus, cu prietenii, cu gura lumii și uite ați ajuns amândoi acum de invidiat. Adică după ce că la început nu le-o convenit că sunteți împreună, acum vin și se apropie așa încet încet. Ce frumos vă stă împreună, ce bine să sunteți împreună, dar, dar la început v-ați opus relației noastre, acum v-ați mândri cu noi voi care veniți, adică au acest triumf că au rămas și au stat împreună. Uh, poate fi un cuplu um, la distanță, care călătoresc, de exemplu, foarte mult amândoi, se văd periodic, având uh, viața stabilită, așa pur și simplu sunt cupluri care trăiesc departe unul de altul. Sau căsătorii, dar unul trăiește într-un loc, celălalt în alt loc. Ca și atunci când plecau înainte în război bărbații și femeile rămâneau acasă, își trimiteau scrisori, era o relație la distanță, unul îi rămânea într-o țară, celălalt în cealaltă țară. Dar ei trăgeau la aceeași trăsură, la aceeași căruță, rămâneau uniți, tocmai pentru că de o să oră războiul îți unește viața cu celălalt mai mult pentru că vrei să-i fii alături și el are pentru ce să întoarcă acasă. La fel se întâmplă în zilele noastre în care dacă nu e din cauza asta, e din cauza că el a plecat la muncă nu știu unde și tu rămâi acasă. De aceea și aici e greu că multe relații se despar și rămân încă legați acolo că știi că el parcă nu mai vine acasă sau ea și a găsit pe altul acolo, dar dă la căruță în continuare ce trebuie și la cai ca să nu-și facă datoria de soț și de tată. Poate fi uh, o relație în care, de ar calitativ vorbesc aici, amândoi călătorești și au stabilit un obiectiv, ei văd lumea. Au luat bilet de avion sau bilet de tramvai uh, sau un bilet și au plecat într-o călătorie prin viață. Și periodic, adică foarte des, scopul lor este când scapă de la servici sau un weekend liber sau... o nu trece o lună sau doi, să nu plece undeva. Trebuie să plece, să vadă ceva nou. De ce? Pentru că aici, fiind un simbol al aerului, vor să-și îmbunătățească mentalitatea, să-și lărgească felul lor de a vedea lumea. Aici, oamenii aceștia vor să cunoască pur și simplu cum sunt alți oameni, ce se întâmplă în alte culturi, cum putem să ne îmbogățim și noi. Viața noastră, cum putem trăi mai calitativ, ce fac alți oameni. Dacă nu călătoresc fizic, ei stau și se uită la diverse documentare, filme, studiază să vadă ce fac alții, cum trăiesc o casă mai bio sau uh, mai altfel, mănâncă mai sănătos, adică ei caută cumva din alte culturi, de pe mări și țări, să vadă ce poate să facă să fie mai bine în relația lor. Adică și-o îmbunătățească. Nu stau acasă și nu-și bagă bani, cum a spus, în ziduri, în rate și în tot felul de lucruri așa care expiră, se degradează, ci în amintiri investesc oamenii aceștia, amintiri însemnând experiențe. Arcana care arată capacitatea de a alinea mintea, sufletul și trupul. Ca să-ți servească spre copul, scopul propus. Trupul reprezintă însăși calea, caleașca, mintea. Uh, și uh, dacă vrei aici mai pare și concept de sufletul tău, unde te duce, unde te trage, se angrenează toate aceste trei și sunt conduse fără aceste hamuri, adică merge mai departe în momentul omul respectiv când este calibrat complet, minte, trup și suflet, m-am dat seama și tu, minte, trup și suflet, ești calibrat, bun, Acum merge de la sine, nu trebuie să avem hamuri, hai mă la stângă și la dreptă, vezi că nu fă figuri așa că tu ai luat-o puțin razna. Vezi că ai devenit mai lene și nu mai vrei să faci nimic, nu trebuie să-și atragă atenția. Cuplu disciplinat și dresat. Aici mai apare în varianta pozitivă. Sunt amândoi disciplinați. Fiecare știe ce are de făcut. Merg să scoală dimineață, deschid geamul, fac stretching, fac sport, respir aer curat. Unul, de așa, non-verbal, unul știe că trebuie să ude florile, celălalt se duce acolo, adică lucrează împreună la o viață mult mai calitativă. Se îmbracă frumos amândoi, pleacă la cumpărături, se duc nu știu ce, vin înapoi, pleacă la servici, vine acasă. Caută se educă, citesc împreună o carte în momentul lor de seară de carte, împărtășesc impresii, discută despre adică nu așa. Un cuplu educat, elevat, se mai întâlnesc cu prietenii, la o cină, la nu știu ce. Discută aspecte, nu bârfezi, despre ce au văzut la știri, despre ce se întâmplă groaznic. Din contra evita aceste discuții ca să nu-și perturbe mintea, sufletul și trupul. Dacă nu le stăm puterea lor să schimbe ceva. Cuplu disciplinat, sau au conectat la nivel mental și se simt unul pe celălalt în varianta pozitivă, aici simți uh, pe omul celălalt efectiv, intuitiv, îți dai seama ce se întâmplă cu celălalt, fie se sincronizează, îl sunte, sună, uh, sunt tot felul de lucruri care se întâmplă exact așa la nivel uh, mental. Aici ar trebui să lăsați impresiile deoparte și să verificați, da, uite acum trece el prin cap, sună, la auzi, ai vrut cumva să-mi spui ceva? Da, uite, chiar am vrut să zic chestia asta. Altădată tu te gândești la ceva, el deschide ușa la bucătărie, cum se întâmplă de obicei cum mai stau eu cu Eduard. Exact la aia mă gândeam să-i spun chestia asta, să nu este spun, să nu este spun, să nu este spun, deschide ușa și îmi spune, auzi, nu facem chestia asta. Și zic, exact asta vreau să-ți povestesc acum. Adică, sunt niște lucruri care așa de bine merg la un moment dat pentru că ați devenit unul și același, aproape unul și același în sens de psihic aici în primă fază. Unul care, să zic așa, greul, adică caii și altul, alții, altul culege laurii, adică acel călăreț. Uneori invers, unul duce greu și celălalt culege laurii. Aldată tu muncești mai mult pentru cuplu și el va fi cel care este lăudat, apreciat de către familia voastră. Altădată viceversa se va întâmpla. Important este să nu apară această aroganță din varianta negativă și această infatoare. Aici mai apare un bărbat cu un statut care apare public, se afișează ca un lider și femeile îl doresc și el pare așa cumva că se poate stăpâni, dar are cai răvașă, adică poate foarte ușor să fie destabilizat. Cuplu activ viril. El este foarte viril în acest cuplu ca bărbat. Își dorește foarte mult să facă tot felul de activități, de toate genurile cu ea, să experimenteze, iar ea este foarte senzuală, dornică să se conecteze cu el. Uh, hai să vedem mai departe. Acum, despre partea celor patru elemente. Din punct de vedere al focului, aici avem ispita, credința pusă la îndoială, pasiuni distrugătoare, în varianta focului, dacă nu este bine îndeplinită izbucniri, certuri, răzbunări, lupte, răni, în sens pozitiv, această arcană din punct de vedere al focului, dacă se va împlini în sens pozitiv, înseamnă mai mult amor, mai mult entuziasm, descoperiri noi, plăcerea de a triumfa în drumul ales. Din punct de vedere sentimental sau sub elementul apă, aici sentimentele sunt confuze, e ciudă, amestecată cu frustrare, dragoste, dor după el, undeva, unde o fi, departe, ce se întâmplă. Aerul aici, asta e în varianta negativă la apă, iar la varianta pozitivă sentimentele se întrepătrund, se creează o victoria primului stadiu, sunt în dragoste. Dacă la șase s-au îndrăgostit, aici erai, așa, aici sunt și trăiesc într-o armonie și într-o dragoste. Din punct de vedere psihic, amândoi au planuri șoate din trecut, în sens negativ, se tot gândesc, se tot gândesc și nu le iese socoteala. După nuntă nu le iese socoteala. Unde era nuntă aici? Deci, aici. nuntă în arcana 6 și aici nu le iese socoteala. Au plecat la drum după ce au terminat nunta și nu le iese socoteala. Aerul, din punct de vedere pozitiv, o mentalitate dezvoltată prin călătorii, descoperirea de alte culturi. Din punct de vedere fizic sau al elementului pământ, corpul aici somatizează, adică în sens negativ încep și dobândești boli. Dacă nu te înțelegi odată cu partenerul tău și nu ai îndeplinești, să zic așa, această arcană în sens pozitiv, la elementul pământ, adică al patrulea, lucru, al patrulea pilon care ar trebui să funcționeze bine, dacă nu funcționează bine, aici încep și se îmbolnăvesc cam amândoi, de obicei unul dintre ei, de cancer. Fiindcă se strâng frustrări, fiind ea cancer de sân sau el sau de alte lucruri prin corp care se dezvoltă nefavorabil și apare o boală la nivel fizic, dacă nu se armonizează cei doi. Fie corpul este sensibil, amândoi sunt sensibili sau sunt epuizați fizic, apar boli fără explicații, din cauza lipsei iubirii sincere unul față de celălalt, stau împreună pentru că n-au încotro. În sens pozitiv, din punct de vedere al corpului sau al elementului pământ, corpul se poate vindeca automat datorită fuziunii lor, adică dacă în sfârșit se deschid unul către dau armură jos, se iubesc cu foarte multă dragoste, se ating, se mângâie, au grijă unul de celălalt împreună și ajung cumva să se vindece pentru că ajung să facă amor și să vină și amorul în viața lor. Așadar, ne vedem mâine de la ora 9 cu noua arcană, cu următoarea arcană care vine și face lege nu tocmeală cu arcana numărul 8 și anume cu justiția. O să vedem ce înseamnă un următor stadiu. Dacă vă place acest video și aceste serii, o să vă invit să dați și voi share mai departe ca să ajungă și la alți oameni. Chiar dacă vă uitați pe YouTube, dați și voi share mai departe sau dacă v-ați uitat aici live, distribuiți și voi de pe YouTube mai departe. Mi-ar plăcea să ajungă la mai mulți oameni pentru că o fac spre binele oamenilor ca să înțeleagă ceva despre relația lor. Mi-aș dori un singur lucru înapoi ca și răsplată este să mă întâlnesc cu voi ca și cuplu sau singur și să aud doar atâta. Doamne, ce bine a fost că am înțeles și eu ceva, mai ajutat cu ceva, uite acum trăiesc mai calitativ, asta mi-aș dori. Catarotul să vă ajute să trăiți mai frumos viața, singur sau cu cineva, sau cu cine vreți voi. Vă pup și vă iubesc și ne vedem în continuare în călătoria noastră, că mai avem multe arcane împreună în fiecare seară. La revedere! Mua! Ciao.